jumate din cartier. Băi, Lili, nu te cheamă Lili. Cred că m-a confuz. Cred că m-a confuz. Te confund? Mă confuz, sigur. Ia dă-mi și mie actul. Auzi, tu știi de când sunt eu cu băiatul ăsta? Cu cine? Care băiatul? Cu băiatul ăla, uite de acolo. Păi știi cine e băiatul ăsta? Da, știu cine. Știi cum îl cheamă? Da, Cristi Chivu. Cine? De unde știi tu de la televizor? Ia uite, cum să nu știu? E vorba de un incident în raza circumscripției aici. Ia mă, îi spune ce s-a întâmplat. Pleacă, să ne trimite o mașină. Domne, domnul Mutu și domnul Chivu de la Național. Să-mi vină... Păi să ia pe asta, pe Lili, că mi-a venit iar ea aici. Hai, lasă-mă, dă-mă tu jos. Nu le spune numele, că se aude. Nu, 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 nu mă aud ăștia numele voastre. Ce se întâmplă cumva? Postat ia să văd. Nu s-a oprit mașina aici, bă. Știți care e problema? Că te rog frumos să taci din gură, că intri la iar îi sper circa pe jos, da? O să vedem cum rezolvăm problema, o să trebuiască să mergem să dăm niște declarații. Nu se mai poate, domne, pe mine era să mă dea afară din cauza la poliție. Dar ce crezi că era cu Cristi? Dar nu era cu el. Păi era așa susține. Păi dacă era cu el, când ai fost să când ai fost să te ai jos. Mă șer, să moară mama dacă nu era cu Cristi. Bun, zi unde, unde ai fost cu Cristi? Zi ce ora și unde stați voi? La Franța. Care Franța, mă, că el joacă în Olanda. În Franța! Ce contează? Tu nu știu unde e Franța? Nu se poate. Ce nu se poate? Bine, domnule, vă rog frumos să mă credeți. Ce faci? Auzi, gata, hai, dă filmul. Nu mă dau. Lasă-te până în vine după, vă rog. Dă-te jos, dă-te jos. Lasă-o până în vine după. Hai, dă-te jos. Hai, te rog, dă-te jos. Las cu voi. Hai, mă, dă-te jos, dă-te jos. Nu mă dau jos, lasă mă în pace, ce fac eu la. Mai mai și. Ce am pus la pot? Ah, nu știu. Să ia zi-mă când fie de la ta, trebuie să mă tăi că e nimănă. Băi, Cristi, hai mă, lasă-mă. Băi, Cristi, adică suntem prieteni. Nu sunteți... Poți să-mi iei la bună ziua, doamnelor și domnilor, ne aflăm în prin centrul capitalei, unde am fost informați de către surse care doresc să-și păstreze anonimatul că a avut loc un mic incident al cărui protagoniști sunt Adrian Mutu și Cristi Chivu, doi tineri fotbaliști, deja celebri. Am vrea să-i întrebăm ce s-a întâmplat, mai vă rog să mă urmați. Bună ziua! Eu am rămas din cartier! Băi, Lili! Băi, Lili! Da, de ce tocmai aici? De ce ai? Dar dumneavoastră știți ce... Vă rog frumos! Bună ziua, domnul Chivu, bine ați venit în țară! Vă rog, câteva declarații, ce s-a întâmplat? Dar dumneavoastră, văd că sunteți cu poliția aici, ați avut vreo problemă? Nu știu, că s-a trimis mașina, zic că e cu noi! Cine e, domnișoara? Cine e interviu? Cine este domnișoara? Pe mine mă întreb. Vă rog frumos, spuneți-ne despre ce este vorba de fapt. Să-mi vine... Domnul, vă rog frumos, bună ziua. Plutonier major Goroba de la secția 12 de aici. S-a petrecut un incident de la noi în raza secției noastre. Nu putem să vă dăm amănunte, vă rog frumos. Dar concret despre ce este vorba? Cine este domnișoara? Nu. O cunoașteți? Vreau să vă meargă cu noi. Păi da, vi s-a oprit întâmplător mașina aici? Ia pornește-o, mă! Dar dumneavoastră știți că în această zonă... Este prietena dumneavoastră? Da, sunt prieten. Mamă, ce prieten am! Dumneavoastră obișnuiți să mergeți la prostituate? Pleacă de aici! Nu știți că este prostituată? Bă, dacă se șuie în mașină, ce vrei? Păi da, dumneavoastră nu știți că aici sunt prostituate? Obișnuiți să faceți asta? Nu, dumneavoastră aș vrea! Vă rog frumos. Ce să obișnuiască? Că mi-a zis că îi place de mine și că mai târziu că este adevărat? Cercetările continuă și o să revenim. Domnul Chivu, vă rog, numai puțin. Haideți să facem încheierea de final. Îl vezi? Domnul Chivu, vă rog, numai puțin. Veniți, haideți. Haideți, vă rog să declarați câteva cuvinte despre este. S-a oprit mașina aici și ne-am trezit cu ele pe capul nostru. Care e treaba? Nu vă care e treaba? S-a suit o mașină și... Păi dumneavoastră cineva, nu? Tu ești cu mine. Da. Bine, ești cu mine. Te iau de nevastă acum. Mama! Ați făcut o declarație în fața camerei de luat vederi? Luați de nevastă o prostituată? Ea susține că nu este. Dumneavoastră, ce știți despre ea? Hai mă, ca să ne lăsăm multe pe post. Da. Puteți să nu dați pe post asta dacă... Hai, oprește. Numai puțin. Vrem să facem asta. Am dat declarația, nu putem să dăm amănunte, vă rog să terminați cu filmarea, da? Dumneavoastră ce credeți despre? Mândi pe mine acum. Haideți, vă rog, veniți să dați o declarație de final, să încheiem și noi știrea, vă rog. Veniți aici.
Nu de alta, dar ca să vă puteți dezvinovăți. Ce, nu m-am dezvinovățit, s-a oprit mașina, suntem aici toți trei. Ca să recapitulăm, dumneavoastră nu mergeți la prostituat. Nu. Nu veniți în zona asta știind că aici este un loc unde se adună de obicei, nu? Sunt în trecere și s-a oprit mașina. Dacă s-a oprit aici, care e treaba? E vina noastră? Și fata care susține că e prietena lui, nu e prietena lui. Nu este prietena. Nu, 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 e, doamne, e o prostituată care o arestăm noi a treia oară. Lăsăm. Dar dacă ați merge la prostituate, nu v-ar fi frică? Prietena dumneavoastră știe că... Sunt eu la prostituate acum? Vin pe stradă să iau prostituate. Nu, nu. Nu, niciun caz. Vă rog să stați în domnule, să facem încheierea. Doamnelor și domnilor, încheiem aici știrea noastră. Din fericire, acest incident s-a soldat cu o singură victimă, Cristi Chivu.